Numărul de muncitori străini care vor fi acceptați pe piața muncii din România în acest an a fost dublat, premierul spunând că necesarul pentru a putea realiza proiectele de investiții este de 160.000 de lucrători. Mii de noi angajați străini vor putea veni la muncă în România în acest an după decizia luată de guvern. Premierul Florin Câțu a anunțat dublarea numărului de muncitori străini ce pot fi acceptați pe piața locală a muncii. Nu e bine să stea aici mai mult timp. De ce vine numai să vezi cum ar stați pe un drum picoloare pe vreme? Nu, domnule, să stea aici la noi, domnule. Să stea să nu mai plece. Da, eu așa de acolo, eu așa face. Da. Potrivit unei informări venite de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în România vor putea lucra anul acesta 50.000 de muncitori străini. Este vorba despre o suplimentare a contingentului de lucrători nou admiși pe piața forței de muncă din țara noastră în anul 2021, cu încă 25.000 care se adaugă celor 25.000 de lucrători aprobați inițial. Părere aveți de faptul că în România sunt tot mai mulți muncitori străini? Ce credeți că vin aceștia la noi în țară? Pentru că e bine. Da. Credeți că îi mulțumește acest salariu pe care îl primez la noi în țară? Eu zic că da. Singur, nu vine cu familia. Are, ei spun că au și pentru trimis acasă. Pe dumneavoastră, de exemplu, v-ar deranja dacă acești oameni ar rămâne la noi în țară? Personal nu. O statistică de la finalul lunii mai a acestui an indică faptul că în România lucrau circa 55.000 de muncitori străini, cei mai mulți dintre aceștia, adică 41.000, ar fi din afara spațiului european. E bine. Nu am nicio părere. Poate să vină. Dacă ai noștri pleacă, cineva trebuie să muncească și aici. Dar nu v-ar deranja totodată dacă ar rămâne la noi în țară după ce... Nu rămâne nimeni. Dar credeți că salariul îi mulțumește, să spun așa? Nu știu, asta depinde de Ministerul Muncii. Este vorba mai precis de muncitori veniți din Turcia 7.500, Republica Moldova 4.800 și din Vietnam 4.700.